Bună ziua! Sunt terapeut Bulzan Anca și astăzi vom face o meditație ghidată în ultima viață anterioară și apoi în viața dintre vieți. Vă rog să vă așezați confortabil, să nu faceți această meditație ghidată atunci când sunteți la volan sau când faceți orice altă activitate care are nevoie de atenția dumneavoastră. Să începem! Și așa cum stai confortabil, concentrează-te asupra sunetului vocii mele. Și pe măsură ce faci acest lucru, inspiri lent și îți ții respirația pentru o clipă. Și apoi expiri. Și atunci când expiri, îți dai voie să lași să se elibereze orice tensiune. Și de fiecare dată când inspiri, imaginează-ți că te scufunzi în relaxare. Și de fiecare dată când expiri, lași să plece orice tensiune. Și în câteva clipe, te voi conduce într-o călătorie specială de relaxare și descoperire de sine. O călătorie pe care o vei găsi foarte benefică pentru bunăstarea ta generală. Și orice gând, orice zgomot, orice sunet care apare pe parcursul acestei experiențe, este aici pentru a te ajuta să te adâncești și mai profund în starea ta de pace și de bine. Și te invit să-ți imaginezi un loc special, un loc de pace și de siguranță, un loc al tău și doar al tău. Și s-ar putea să-l vezi, să-l simți sau să-l experimentezi în orice mod vrei. Și îți poți lăsa mintea să hoinărească pentru o vreme, iar vocea mea se aude vag în fundal, iar sunetul vocii mele va continua să te relaxeze și foarte curând vei fi foarte relaxat, așa cum poți fi mereu. Imaginează-ți acum o plajă tropicală și poți simți căldura soarelui pe cap și pe umeri și adierea brizei și oceanul care pare să strălucească. Și simți mirosul slab de sare, purtat de briză. Și devii conștient de sunetul îndepărtat al oceanului. Și poate auzi pescăruși. Și te minunezi de senzația de liniște din jurul tău, pe măsură ce te miști ușor, fără efort, parcă plutind. Și cum te miști așa ușor, devii din ce în ce mai leneș cu fiecare pas pe această plajă frumoasă, pustie, pe acest mal auriu, frumos, până departe. Și simți nisipul cald între degetele de la picioare. Și cum înaintezi, nisipul devine un auriu închis din cauza valurilor care îl udă. Și tu te bucuri de răcoarea și umezeala acestui nisip pe care o simți sub tălpile tale când valurile acestea se retrag. Și observi pietricele mici sclipind ca niște bijuterii în soare
și poate simți mirosul oceanului și soarele strălucind în valuri, sunetul apei pe nisip, toate acestea par să creeze un sentiment de eternitate. Și dintr-un motiv necunoscut, te surprinzi uitându-te în orizontul îndepărtat și ești complet relaxat, foarte relaxat, cu fiecare respirație, tot mai relaxat și calm. Și observi un nor mare alb venind dinspre orizont. Vine spre tine, crescând pe măsură ce se apropie. Este cel mai mare și mai alb nor pe care l-ai văzut vreodată. Și cumva știi, din instinct, că poți lăsa toate grijile tale, toate fricile, toate preocupările tale să fie absorbite de acest nor mare alb. Și ele se îndepărtează de la tine sub forma unei spirale, ca și fumul unui foc de tabără. Și norul absorbe toate aceste gânduri, toate aceste preocupări și frici, devenind din ce în ce mai întunecat. Și pe măsură ce face acest lucru, el din culoarea albă se transformă într-un nor gri, tot mai închis la culoare. Și atunci când ultima parte a acestei spirale este absorbită în el, o adiere blândă de vânt vine și împinge norul ăsta departe la marginea universului, lăsându-te complet relaxat, confortabil și liniștit. Și acum aș vrea să-ți amintesc că ești o ființă nemuritoare, de lumină. Și vreau să-ți lași conștiința umană să plutească spre această lumină care este de fapt adevăratul tău sine. Te simți din ce în ce mai detașat în timp ce plutești. Respiri cu ușurință și plutești prin spațiu și timp. Și curând, ești complet cufundat din creștetul capului până în vârful degetelor de la picioare, în propria ta lumină interioară. Și devii din ce în ce mai conștient de respirația ta lentă și fiecare respirație te poartă mai adânc și mai adânc în starea ta de pace și de bine. Și acum aș vrea să vizualizez de jur împrejurul tău un glob de lumină aurie care te protejează și îți ridică vibrația. Și de-a lungul întregului proces să ai încredere mereu în primul răspuns intuitiv care ți apare. Fie că vezi, fie că știi, fie că simți, dă-ți voie să primești toate informațiile, oricare ar fi canalul prin care ele vin spre tine, și ai încredere mereu în primul răspuns intuitiv. Imaginează-ți acum, în fața ta, o poartă mare,
și de îndată ce o vezi sau pur și simplu știi că e în fața ta, vreau să observi detaliile porții. Observă-i mărimea, observă-i forma, observă-i culoarea și oprește-te o clipă. Și în câteva clipe, la semnalul meu, vei intra pe această poartă și dincolo de ea, subconștientul tău te va conduce într-un moment fericit din ultima ta viață anterioară și vei putea să-ți amintești cu ușurință tot ceea ce ai nevoie să știi, să vindeci și să transformi. 3, 2, 1. Acum, intră pe poartă, închide ușa în spatele tău și permite acestei amintiri să ți se reveleze încet și dă-ți voie să știi, să vezi, să simți tot ceea ce este important să-ți amintești. Și observă dacă aici, în locul acesta, este zi sau este noapte. Primul răspuns intuitiv. Este cald sau este frig? Ești undeva afară sau înăuntru unei încăperi? Ești singur sau mai e cineva cu tine? Și observă ce porți în picioarele tale. Cum sunt hainele pe care le porți? Și observă cum îți percepi corpul. Ești în interiorul lui? Sau e ca și cum ai fi afară la distanță? Și dacă ești în exteriorul acestui corp, apropie-te de el și intră înăuntru lui și dă-ți voie să te conectezi cu toate amintirile, cu toate gândurile, cu toate emoțiile și trăirile acestui corp. Și observă ce simți. Dă-ți voie să vezi prin ochii acestui corp ca și cum ai trăi experiența asta pentru prima dată. Și observă care-i emoția pe care o simți aici, în amintirea asta. Ce se întâmplă important și semnificativ în jurul tău? Și acum o să număr de la 3 la 1. Și când ajung la 1, tu, rămânând în interiorul aceluiași corp, te deplasezi pe linia timpului în ultimele momente ale aceleiași vieți. 3, 2, 1. Acum. Cu ușurință și detașare, observă ce percepi. Mergi la punctul în care inima se oprește. E gata. Și observă ce experimentezi la momentul în care inima se oprește și te desprinzi de corp.
Cum te simți tu ca spirit în momentul în care te-ai desprins de corpul fizic? Și observă ce faci mai apoi. Mai rămâi o vreme lângă corp? Sau începi să te ridici? Și apoi observă cum începi să te ridici. Și te afli acum pe deplin în starea de spirit, conectat direct cu cea mai înaltă conștiință a minții tale. Mintea ta este precum un computer vast care conține toate amintirile din întreaga istorie a sufletului tău. Iar tu, în calitate de ființă eternă, atemporală, îți poți aminti detalii incredibile despre existența ta nemuritoare și toate experiențele sufletului tău din viața dintre vieți. Vom merge acum într-un loc al conștientizării superioare, deplasându-ne în sus către spațiul pe care sufletele îl numesc acasă. Totul va deveni foarte familiar pe măsură ce ne apropiem de acest loc. Și în timp ce te deplasezi și te îndepărtezi de planul fizic, observă ce se întâmplă. Observă starea pe care o ai. Observă emoția. Observă cum arată spațiul din jurul tău și ce se întâmplă în spațiul ăsta. Și observă dacă e cineva care te întâmpină și care este forma acestei entități. O recunoști? Recunoști această entitate? Și știind că nici un sunet de vorbire omenească nu există în acest loc, dă-ți voie să devii conștient de modul de comunicare dintre voi. Ce-ți comunică această entitate în mod telepatic, care este primul răspuns intuitiv care îți apare? Și observă care este culoarea luminii tale atunci când ai ajuns în acest loc. Observă care este culoarea ghidului tău. Observă care este relația dintre tine și ghidul tău. Ce îți transmite ghidul cu privire la această ultimă viață care tocmai s-a încheiat? În ce măsură ți-ai atins țelurile fixate? În ce măsură ți-ai îndeplinit misiunea? Și observă ce altceva îți spune. Mai e și altceva ce discutați înainte să mergi mai departe? Și observă dacă e ceva ce ai de învățat ulterior. Și întreabă ghidul,
Ce ai avut de învățat din această experiență? Și dacă totul îți este clar, roagă ghidul să te ducă într-un spațiu de vindecare energetică. Și atunci când ai ajuns în acest spațiu, observă procesul ăsta de vindecare. E ca și cum ar fi o cascadă, un fel de șuvoi de apă care nu e apă. E o energie. Și lasă să curgă peste tine, să curețe tot ceea ce nu îți mai este de folos. Și observă atunci când acest proces s-a încheiat. Observă dacă culoarea aurei tale s-a schimbat în vreun fel după acest proces. Și când ești gata, ghidul tău te va conduce spre familia de suflete. Sunt mai multe grupuri. Și observă spre care grup simți să te focalizezi prima dată. Care sunt aspectele sau lecțiile pe care le lucrați împreună ca și grup? Cum învățați unul din experiența celuilalt? Și aș vrea să-i observi încet, unul câte unul, și să vezi dacă recunoști pe cineva din viața ta actuală. Și observă dintre sufletele pe care le-ai identificat, care sunt acelea cu care te-ai reîncarnat cel mai adesea. Și acum observă care este numele tău aici, în viața dintre vieți, primul nume care ți apare. Și aș vrea să observi acum dacă există și alte grupuri cu care lucrezi. Dacă recunoști pe cineva din aceste grupuri. Și observă dacă mai este și altceva important și semnificativ despre aceste grupuri de suflete care te ajută să evoluezi ca și suflet, ca și spirit. Și ghidul tău vine să te conducă într-un loc special, un loc mare, unde sufletele își aleg planul pentru următoarea viață. Și în acest loc special, observi o masă și un scaun pe care se află o carte mare. Te așezi, deschizi cartea și observi imagini ca niște poze care, de fapt, sunt secvențe din viața ta, din viața ta actuală. Și observ momente importante în care poți alege. Mai dai o pagină și ajungi la un alt moment. Un moment important. Și observă că doar tu poți alege ce decizii să iei în toate aceste momente importante.
Și acum când ai ajuns la sfârșit, ai răsfoit toată această carte. Observă ce înveți din această revizuire a acestei vieți actuale. Sunt mai multe opțiuni? Mereu sunt opțiuni și alegeri. Și ghidul tău te așteaptă și te conduce la acel moment, la acel punct în care te întâlnești cu acel grup de suflete înțelepte, împreună cu care îți planifici următoarea viață, adică viața curentă. Și mergi la întâlnirea cu Consiliul Înțelepților. Acum, observă ce percepi. Câți înțelepți sunt? Și cum îți apar ei? Cum sunt îmbrăcați? Și cum te adresezi tu acestor ființe? Care este primul lucru care îți este comunicat? Și care dintre înțelepți ți se adresează? Și observă ce au acești înțelepți de spus cu privire la nivelul tău de evoluție. Ce-ți comunică ei? Care sunt caracteristicile tale individuale ca suflet? Și observă aici, la întâlnirea cu înțelepții, care este lecția pe care decizi să o înveți în următoarea viață umană, adică viața curentă? Care este misiunea cu care alegi să vii? Ai mai lucrat și în alte vieți pe această lecție și pe această misiune? Și observă cum îți sunt arătate aceste lecții. Observă care sunt darurile pe care le aduci cu tine în viața asta. Și observă dacă sunt anumite puncte cheie, evenimente pe care le stabilești pentru viața actuală. Și acum observă dacă mai este și altceva important și semnificativ înainte de a merge mai departe. Observă ce aspecte nerezolvate din experiențele trecute alegi să aduci cu tine. E ceva ce ai de rezolvat? Observă ce sfaturi îți dau înțelepții pentru a te ajuta în realizarea misiunii pentru viața curentă. Observă ce părere au înțelepții despre cum te-ai descurcat până acum în timpul vieții curente. Și observă dacă mai e ceva important ce ți se comunică aici, înainte de a merge mai departe.
și în câteva momente vom merge în acel spațiu în care faci înțelegerile cu celelalte suflete în ceea ce privește următoarea viață, adică viața actuală. Și vreau să observi acum toate sufletele cu care faci toate înțelegerile. Și observă în detaliu ce se întâmplă mai departe. Și după ce toate contractele au fost semnate, aș vrea să mergi mai departe, până la punctul acela la care îți alegi corpul fizic pentru viața actuală. Și aș vrea să observi locul ăsta de alegere a corpului fizic. Observă câte variante de corp îți sunt puse la dispoziție. Ce te determină să alegi corpul pe care îl alegi? Cum este corpul acesta pe care îl alegi la nivel de inteligență emoțională? Și ce procent din energia totală a sufletului tău alegi să aduci în acest corp? Și observă dacă mai e și altceva important aici. Dacă mai e altceva important ce faci înainte de a părăsi lumea spiritelor pentru a te încarna în viața curentă. Și observă care este atitudinea ta cu privire la revenirea în această următoare viață. Și în câteva clipe vom părăsi lumea spiritelor și pe măsură ce începem să părăsim spațiul acesta dintre vieți, vreau să-ți amintești că această lume este mereu cu tine. Toate amintirile, toate trăirile și toate conștientizările tale vor rămâne cu tine pentru a te ajuta și a-ți da putere în viața actuală. Și permite acestei înțelegeri atot cunoscătoare să se așeze lin în mintea ta conștientă și în momente în care ești în liniște cu tine însuți, mai multe informații și o înțelegere superioară vor apărea la nivelul conștiinței tale. Și în curând voi număra de la 1 la 10. Și când ajung la 10, vei fi complet revenit, relaxat, revigorat și energizat, ca după o noapte întreagă odihnitoare de somn. Unu, încep să revii încet
în ritmul tău. 2. Devii din ce în ce mai conștient de poziția corpului tău. 3. Devii tot mai conștient de încăperea în care te afli. 4. Încep să îți miști ușor, foarte ușor, degetele de la picioare. 5. Simți cum picioarele încep să se energizeze și le miști din ce în ce mai mult. 6. Începi ușor să devii tot mai conștient de degetele de la mâini și să le miști încet. 7. Simți cum întreg corpul ți se energizează din ce în ce mai mult. 8. Începi ușor să-ți miști corpul, continui să îți miști mâinile și picioarele. 9. Poate simți nevoia să te întinzi, te simți energizat și revigorat. 10. Revii complet aici și acum și în ritmul tău, deschizi ochii. Bine ai revenit! Vă mulțumesc frumos!